atipic față de alte proiecte, acest proiect a fost demarat într-un parteneriat cu 40 de actori. Lucrările s-au desfășurat pe 16 locații, biserici, monumente, dintre care 7 monumente UNESCO. Iar proiectul constă în construirea de centre de informare pentru cetățeni, centre de informare cu scop turistic, căi de acces, parcări, împrejmuiri, porți, alei pietonale, iluminat ambiental. În acest moment suntem aproape de finalizare și sperăm noi cât de curând să putem să declarăm proiectul închis. Aceste centre de asemenea vor fi echipate cu personal din partea beneficiarului printr-o colaborare cu episcopiile din județul Maramureș, de la caz la caz ortodoxă sau greco-catolică, astfel încât să avem un proiect funcțional, adaptat și viitorii turiști să primească informații relevante despre obiectivele pe care ei le vor vizita. Ce fel de îmbunătățire aduce proiectului comunităților și cetățenilor implicit? Au creat o zonă de deschidere a obiectivelor, o mai mare transparență, mediatizare și de asemenea o mai mare accesibilitate fizică la aceste locații și sperăm prin popularea cu personal în centrele de informare, de asemenea să există o mai mare conlucrare între centre și cu alți factori implicați din domeniul turistic și nu numai, pentru a oferi informații pentru viitorii turiști, oportunități de angajare pentru proprii cetățeni sau, de ce nu, probleme de infrastructură rezolvate punctual în acele locații. Drumuri de acces, parcări, iluminat, sunt câteva dintre ele, plus că multe din aceste monumente la capitolul întreținere erau deficitari și astfel am rezolvat câteva probleme curente prin împrejmuiri sau securizarea lor. Ne dorim să continuăm ideea proiectului prin integrarea acestor centre într-o rețea județeană de centre și sperăm în continuare să găsim oportunități de finanțare din fonduri structurale pentru implementarea unor viitoare proiecte. Mulțumim și echipei finanțatorilor și cele interne pentru implicare.